Cred că și apasă pe ceva, că data trecută a uitat să Să-l aibă tragă. pe buton, gen. S-ar putea că a dus ținta pe ăla și l-a omorât că nu i-a dus ținta pe cap, știi? Reduceri la toate jocurile pe G2A, link în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de CSGO World. Suntem pe Inferno cu Mala de la Vape România. Hau, hau, sunt cu el pe Discord, dar se aude cam încet. Eu acum am dat seama că te auzeam cam în... Te-am dat tare, mă, să te audă băieți aici. Te-am dat tare. Avem un suspect care e foarte suspect și este pe Inferno 19 cu 2 cu 5. Are, pare ceva killer. Am făcut un pic așa ținta sau poate mi s-a părut. În fine, nu uitați să vă stați buton de like, nu uitați că aveți PC-uri de gaming în descriere și jocuri de gaming în descriere. A ținut ținta aici, mamă, l-a bătut pe... Mamă, l-a bătut pe băiatul ăsta la fix. Ești nebun? Ia să vedem. Polo prezent, bineînțeles, la hotel. Așa, mai dă un cap și a mai rămas un singur jucător undeva în apartamente. Aici... Nu prea, cu trasul, nu prea se descurcă băiatul, dar cu olul se descurcă bine. Ia, îi sare, văd că n-are, se mișcă... No, dacă mi-au un abonat care are silver și care a jucat CS, s-a apucat acum două zile, cred că se mișcă mai bine pe joc decât ăsta aspect. Deci, jur. Serios. Ok, hai să vedem. Olul e bifat, da? Hai să vedem. Prima chestie, bifat. Ha, și avem și efecte speciale mai nou pentru că stream de chestii nebun și am făcut iconițe și chestii. Aha. Mă, dar cum se întâmplă, mă? Că până acum a făcut 22 de kill-uri și acum când a intrat noi pe demo face și el așa niște kill-uri mega lame, mega... Iar... Free Fire, gen a ținut ținta la cap fix unde ești ala, adică se vede wall-ul, știi, dar aim-ul, cred că are shame. Oho. Ia să vedem. Ambi băieți, pa. Haide de suspect, haide, du-te pe... Nu. Ce părere ai, Mala, despre de suspect? Bine, tu nu-l vezi, dar totuși... Cred că e vinovat. Crezi că e vinovat, nu? De ce a ajuns nu acolo? Nu se pune pe bombă. Păi nu înțeleg de ce trage și acum pot să dau go live. Screen 1. Go live. Ia uite-te, Mala, poți să uiți pe mine. Avem destul horsepower să ținem și OBS-ul cu așa cu frumos, să fie bine. Iese Free Fire pe asta, dar iese cu ținta la cap. Nu, ați văzut, nu i-a sărit ținta. De exemplu, acum... A, nu, că i s-a mutat direct pe jucător acum. Când era gen prin perete, s-a sărit un pic. A sărit, te-am prins. A doua bifă. A sunat a doua bifă. Hai să vedem. Bă, sunt sigur că are o... aim. Sunt sigur. Adică, ați văzut că gen... Pare aim loc... Mai pune ținta... A pus ținta pe... Jucător, nu când a tras înainte, gen că l-a văzut prin perete. Hai că o să vedem, până la final vedem noi, ne convingem de tot. Da, mă, da. Ați văzut și a dat drumul ținta și a mutat-o mai sus? Ați văzut? După ce a tras? S-a e clar, e ceva pe aim, nu știu cu ce aim loc sau cum s-o numi, ce are el, dar are ceva clar. Păi, mi-e sete, ce nasol, bă, că n-avem încă buget ăsta de televiziune, să avem aici pahare cu apă pe masă, chestii, sticle. De-alea la jumate. Bem ca porcii cu sticla mare, dar se mai întâmplă, bă. Și acum o să fie ceva în comentarii. Ce anume? Care e wall? Are wall, are wall, are, clar. Nu, e tot, îi face ținta urât, dar gen... Nu neapărat că trage. Păi, are un fel de smooth aim combinat cu aim lock sau ceva de genul ăsta. Nici nu dau seama ce are. Are bine și se pune dubios. Are un movement. Cred că băiatul ăsta ia premiul pentru cel mai ciudat movement, cum l-am avut pe ăla cu cel mai bun movement. 2K19 era? Sau 2K20? Nu mai știu ce. Cum 2K19, cred că a luat premiul pentru cel mai bun movement în 2K19. Ăla de sereablă, nu? Că de-aia se mișcă așa. Cred că vrea premiu, vrea trofeu băiatul. Vrea... E bine să vrei.
E bine să vrei. Și nu uita să îmi dați un follow pe Insta, am flash cu 0, băieți. Ai făcut un kill? Omul e mega chill, așa că nu-i codat de la să bage capul în pământ să îi rupă. Se vede că le dă pre-fire de fiecare dată. Asta e clar. Și a plantat bomba. Să aibă niște bani în plus. E bine. E bine, bine. 34 de kill-uri, mă. Bă, dar știți că Rifa se joacă atât de slab, încet, nu știu, nu sare în evidență cu codul, încât nici nu-ți dai seama că face atât de multe kill-uri, adică am impresia că nu prea a fost acțiune, nu prea a făcut kill-uri, dar de fapt el face kill-uri, dar așa mega încet, slow. Acolo urmă-i pe la perete. Păi da, îi urmărește de la începutul demo-ului. Ăla e... Uite și tu cum stă. Păi da. Eu pot să vă comentez că am jucat și eu cu vorba când eram mic. Ai jucat și tu CS, stai să te dau și mai tare. Am jucat CS 1.6 și mi-am făcut propriu silent aim. Serios? Deci tu ai fost codat? Funcționa numai într-o căsuță, funcționa în jurul țintei. Deci tot trebuia să am ținta pe ei, dar nu... Era foarte dificil să-ți dai seama că am. Ok. Codatule. Unde-i butonul de ban pe Discord? Da, când eram mic, mă. Când erai mic, a? Bine, hai să scuză să zicem mic că am proști. Fost toți mici și proști. Altceva nu scoți și tu de suspect, un buhop, un ceva, nu? Bă, nu cred. Cred că atât poate, doar aim și all. Cred că... Da, îi se duce pe cap, mă, el are ținta jos, dar eu duce aimul, doar că eu duce smooth, așa, nu... Vezi, nu e... Eu duce fin. Da, eu duce... Cred că și apasă pe ceva, că data trecută a uitat să tragă. Să-l aibă pe buton, gen? S-ar putea, că a dus ținta pe ăla și l-a omorât că nu i-a dus ținta pe cap, știi? Da. Este foarte posibil. Hai, și s-a terminat. Băi, s-a terminat. Chiar din partea mea, cum era aia? Din partea mea, Florin... Aoleu, nu codăm în altele, nu e bine. Din partea mea, până pe 19 ianuarie 2020, ăsta are premiul de cel mai prost movement. Adică, nu neapărat prost, dubios. Cel mai dubios movement. Se mișca mega dubios omul. Nu știu să explic, dar îmi dădea un feeling dubios că mă uitam la el. V-am zis, dacă îmi chem cel mai silver abonat care n-a jucat CS în viața lui și se uită la mine, gen doar s-a uitat pe canalul meu la CSGO și atât și el n-a jucat în viața lui, cred că se mișcă mai bine în joc decât el. Îi bifăm aici la băiatul, băgăm aici bifele și ce crezi că se întâmplă cu contul lui? Fiți atenți ce se întâmplă cu contul lui? Shutdown! Sper că v-a plăcut acest episod, măi băi și fete. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, dați un follow pe Insta, un flash cu 0, PC-uri de gaming și jocuri de gaming, cele mai jocuri de gaming în descriere. V-am țucat și ne auzim data viitoare. Pa, pa!